demisol, două etaje și o terasă circulabilă. Astfel ar urma să arate în linii parcarea multietajată pe care primăria Timișoara își dorește să o construiască în zona gării de nord. Conform conceptului de arhitectură, ea va avea 197 de locuri de staționare. Vor fi zone pentru încărcarea vehiculelor electrice și nu vor lipsi rastelele pentru biciclete. Viitoarea parcare multietajată este prevăzută să fie construită în spatele blocurilor de pe Bulevardul General Ion Dragalina și de pe splaiul Nicolae Titulescu, acolo unde mai multe garaje dezafectate ar urma să fie demolate. Investiția include și amenajări care să permită accesul la parcare, locuri de joacă pentru copii, spații verzi, accese facile pentru blocuri, rastele pentru biciclete și iluminat public. Valoarea contractului de proiectare a parcării multietajate este de 192.000 de lei cu TVA inclus, iar finanțarea este asigurată din banii obținuți de timp parc din taxa de parcare.